acest lanț de conducere de la Boldăj-Grădiștea? În primul rând, locuitorii din comuna Boldăj-Grădiște vor într-adevăr o schimbare în localitate, pentru că între aceste patru mandate pe care le-a avut primarul din partea PNL-ului, nu s-a făcut mai nimic în comună. Păi, eu vreau să vă întreb, că pe la țară sunt toate lucrurile diferite ca la oraș. Toată lumea știe pe toată lumea, fiecare știe cu ce se ocupă celălalt, poate chiar știe mai bine cu ce se ocupă vecinul decât ce se întâmplă în propria gospodărie. Dar dacă oamenii ar vrea să schimbe ceva, de ce nu au făcut-o și l-au lăsat pe acest primar timp de 16 ani? Want to cut sheet metal?